Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Astăzi sărbătorim Ziua Limbii, care este o sărbătoare, sigur, importantă din șirul sărbătorilor oficiale. Totuși este în același timp și o sărbătoare destul de delicată din această cauză. N-aș vrea să-i aloc foarte mult timp acestei sărbători. Cu toate acestea vom discuta și despre ea. Mai importante mi se par temele cotidiene care au un impact major asupra vieții noastre. Mă refer și la negocierile cu privire la livrările de gaze dintre Chișinău și Gazprom, cuvântarea lui Olaf Scholz, cancelarul german, cu privire la reforma Europei, Uniunii Europene și includerea Moldovei, reașezările pe scena politică din Republica Moldova. Sunt mai multe teme care merită să le discutăm și le vom discuta împreună cu doi comentatori politici. E vorba de Roman Mihaieș și Veceslav Berbeca, pe care îi salut și le spun bună seara. Bună seara, bună seara. Totuși, nu putem evita tema limbii noastre. Eu prefer să nu mă grăbesc, să nu insist cu denumirea corectă, cum zicem noi, pentru că, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere a unui politolog, problema politică a denumirii limbii încă n-a fost rezolvată definitiv. Pe de o parte știm că este decizia Curții Constituționale din 2013, pe de altă parte, totuși, în Constituție, articolul 13 este scris așa cum este, încă persistă denumirea limba moldovenească. De asta spuneam că e o sărbătoare delicată, care creează anumite nervozități în societatea noastră. Cum vedeți această problemă? Sunteți de acord cu mine, domnul Berbeca, că această sărbătoare încă nu a fost rezolvată definitiv politic? Această denumire. Dacă ne uităm la ceea ce scrie în Constituția Republicii Moldova, putem spune că problema nu a fost rezolvată definitiv, fiindcă în Constituție, articolul 13, scrie că limba oficială a Republicii Moldova este limba moldovenească. Dar asta este unica, hai să spun așa, din punct de vedere politic, piedică, da, pentru unii de o numire limba română, așa cum o numim noi. Eu, părerea mea este că problema asta, nici nu că aș spun problema, dar toate discuțiile în jurul limbii române, cred că ar trebui deja, într-un fel, abandonate, fiindcă, din perspectiva mea, este limba română, o declarăm, o numim limba română și, din păcate, foarte mulți politicieni, partide politice, cu diferite ocazii încearcă să creeze o problemă, din punctul meu de vedere, falsă. Fiindcă, după mine, este limba română și aici, cum spun, și punctul. Și n-ar trebui să ne întoarcem la un subiect care deja de mult timp a fost rezolvat. Deci asta este perspectiva mea. Deși, într-adevăr, așa cum ați spus dumneavoastră, în Constituția Republicii Moldova și în ziua de astăzi, încă nu s-au făcut schimbările despre care vorbim noi de mult timp, adică să fie introdus schimbările, așa numică limba oficială Republicii Moldova este limba română. Da. Înțeleg. Domnul Heș, totuși putem noi cu ușurință pune acest punct pe care, asupra care insistă domnul Berbeca. Totuși, eu înțeleg că din punct de vedere individual fiecare și-a rezolvat deja această problemă, dar este important ca noi ca colectivitate să o rezolvăm definitiv și tocmai acest lucru am impresia că nu se prea reușește. Care este problema, de fapt, să se facă așa cum a spus domnul Berbeca? Sigur că trebuie să înțelegem că problema se împarte în două. Una științifică și una politică. Din punct de vedere științific, sigur că este limba română și Academia Română și Academia Republicii Moldova au declarații tranșante în acest sens, care sunt perpetuate de-a lungul timpului, începând cu 1990. Chiar dacă au fost agrarieni sau socialiști sau comuniști la putere, Academia Moldovească nu și-a schimbat opinia. Științific știm cum e, mai important este politic. Din punct de vedere politic, sigur că în 94 s-a făcut o greșeală când agrarienii au insistat cu socialiștii de atunci și au forțat nota, să zicem așa. Pentru că era și un grup care propunea să fie un consens, care să fie română și moldovenească, ambele termeni să rezolvească în Constituție. Deoarece lucrul ăsta nu s-a reușit, s-a mers pe calea radicală, s-a pus limba moldovenească, cu toate că niciodată în școală nu s-a învățat limba moldovenească, întotdeauna s-a învățat limba română, inclusiv și în timpul agrarienilor, care au votat atunci acest... Da, dar în perioada sovietică eram obișnuiți cu limba moldovenească. Păi noi vorbim din 91 încoace. Asta mi se pare mai important. Adică nu și-a găsit nici în interiorul Republicii Moldova, nici în educație, nici în învățământul primar, nici în cel superior, termenul constituțional de limba moldovenească nu s-a regăsit.
Deci, în continuare, și atunci, și în anii 90, inclusiv în anii 2000, când era Voronin la putere cu comuniștii, tot în limba română se învăța în școli. Și în prezent, cred că trebuie să mergem pe calea științifică, pe calea germană, eu aș spune. Când te duci în Austria, toți vorbesc limba germană. Ei nu insistă să o numească altfel, limba austriacă, de exemplu. Sau să mergem pe calea engleză, dacă doriți. Americanii nu există să-i spună limba americană, limba engleză. Deci eu cred că undeva subiectul vine din trecut, vine din luptele politice și este într-un fel o moștenire a florii noastre în Imperiul Sovietic. Și depășirea este unică. Să mergem pe calea științifică și politicienii să accepte realitatea științifică. Da, în partea a doua v-aș propune și o discuție pe tema Imperiul Sovietic, dat fiind evenimentele de astăzi, dacă am depășit noi în întregime Imperiul Sovietic, ca să putem depăși problemele pe care le-a creat Imperiul Sovietic. Bun, pentru moment această chestiune o lăsăm la o parte și aș vrea să vă întreb alt lucru cu privire la felul în care moldovenii sărbătoresc aceste zile naționale. Acestea sunt niște sărbători, celebrări oficiale. Pe de o parte există destulă pompă, fast, iată liderii rostesc cuvântări la monumentul lui Ștefan cel Mare sau în fața lui bustului lui Eminescu. Pe de altă parte vedem că publicul, iată am mers astăzi în troleibus, nu-și prea afișează însemnele naționale, adică acest patriotism al moldovenilor este unul discutabil, să zic așa, nu-l prea observăm afișat în mod privat. Ceea ce mă face să cred că nu suntem, moldovenii nu sunt foarte patrioți sau naționaliști, un alt termen, care descrie acest lucru. Cum credeți, domnul Iheș? Iată, ne identificăm cu statul. Eu cred că trebuie să înțelegem un lucru. În anii 89-90, subiectul era fierbinte. Atunci chiar s-a luptat pentru limba de stat și au fost manifestații ample. Ani la rând, apropo. Mi-aduc aminte că am participat și la multe dintre ele. Și inexplicabil, picioarele te duceau la meeting, fără rațiune, te duceai pentru limba de stat. Te ducea valul. Da, te ducea valul. Și este explicabil de ce astăzi, după ce s-au obținut unele victorii în subiectul ăsta de identitate, de independență, de suveranitate, să se mai calmeze spiritele. Pentru că acum nu se mai pune problema să te lupți pentru limba română ca limba de stat, dar să te lupți pentru calitatea limbii române și pentru ca să o învețe toți cetățenii Republicii Moldova. Dar în același timp vreau să vă spun că și în România au preluat de la noi exemplul ăsta. Asta e limba și limba națională, asta sărbătoare. Apropo, e sărbătoare națională și în România și la noi. Mai sunt țări europeane care sărbătoresc, dar fiecare cu specificul său. Pentru noi este totuși o amintire care mi-a atât de îndepărtat. Am înțeles. Domnul Verbeca, dumneavoastră cum crezi? Moldovenii sunt patrioți? Sau față de chiar vecinii noștri ucraineni sau georgienii, niște vecini mai îndepărtați, suntem mult mai apatici și indiferenți față de identitatea națională. Iarăși, dacă vorbim despre identitatea națională, iar intrăm pe un alt... Nu e clar, când ai o cocardă, ce spune ea? Este statul sau este națională? Dacă, în primul rând, haideți să zicem identitatea de poate statală, eu cred că moldovenii din cetățenii Republicii Moldova și-au manifestat cu diferite ocazii acest patriotism despre care vorbim noi. De exemplu, noi de asemenea, ca și ucrainenii, am trecut printr-un război atunci când am vorbit despre integritatea teritorială a Republicii Moldova. Am avut mulțime de oameni care au voluntari care au luptat. Deci asta tot este un element foarte important al patriotismului, să spunem așa, patriotismului. De asemenea, cred că cu timpul se mai erodează această, când vorbim, dacă vorbim despre aniversarea unor sărbători, fiindcă odată ce anumite lucruri le-am câștigat sau anumite, spunem, evenimente sau au prins rădăcini în Republica Moldova, deja sunt considerate ca niște victorii. Și bănuiesc eu că prin asta se manifestă această atitudine poate mai puțin determinantă a cetățenilor când vorbim despre sărbătorirea limbii noastre sau a independenței. Probabil depinde foarte mult și de autoritățile centrale, dacă hotărăsc să organizeze evenimente, lumea reacționează într-un fel, dacă sunt așa mai puțin implicați, este și alta atitudinea lor. Am înțeles. Eu propun
aici să punem punct acestui subiect al sărbătorilor naționale, chiar dacă manifestările au loc și au avut loc și ele implică un anumit număr de oameni. Propun să discutăm despre evenimentele politice din Moldova care se produc. Remarc că guvernarea este cumva foarte așa prudentă și întrezărește posibilitatea unor acțiuni de masă, proteste, care ar putea fi inițiate de niște forțe oculte. Cumva tema conspirației revine în discuție, chiar declarația domnului Musteață, șeful SIS-ului, cu privire la lupta cu anumite grupuri care blochează integrarea europeană, este relevantă în acest sens. Cum vedeți toamna acestui an, toamna politică, întrezăriți posibilitatea unor proteste și care ar fi forțele politice care ar putea să se manifeste? Sunt ele oculte, adică credem în teoria conspirației, domnul Mihaiș, sau totul este la vedere? Punctul meu de vedere, PAS-ul s-a așezat bine în teren, are un monopol politic și guvernamental total și nu există niciun fel de posibilități, niciun fel de forțe care îl pot detrona până la legile ordinare parlamentare, dacă PAS-ul din interior nu va suferi anumite lovituri, cum au fost ceziuni la comunism. Deci credeți că pericolul cel mare îl paște în interior? Doar din interior. Dacă ei o să fie uniți și dacă o să știe să-și țină unit partidul și mai ales fracțiunea parlamentară, atunci nu văd forțe care sunt capabile astăzi să detroneze PAS-ul de la guvernare sau să urgenteze alegerile, de exemplu, să avem alegeri parlamentare anticipate, dar sigur că vor fi proteste, noi le vedem și Șor face cu comuniștii împreună anumite proteste permanente și probabil că se vor atașa și alte partide, dar nu văd cum pot să devină o masă critică, să răstoarne guvernarea într-un fel sau altul sau să dicteze anumite schimbări esențiale, pentru că totuși, mi-aduc aminte și a 2001-2009, la fel avem o situație de monopol și acum. Republica e prea mică și ca să poți să faci o fisură, trebuie să existe și o resursă administrativă. Mi-aduc aminte când era PD-ul cu PLD, un concubinaj. Dacă vă aduceți aminte, ei se hârjoneau, se luptau și când s-au pornit marele mitinguri împotriva PD-ului, s-au pornit pentru că PLD-ul pe ușa din spate a permis aceste lucruri. Să apară platforma, da, să apară PAS-ul, asta a fost anul 2015-2016, când PLD-ul mai putea să ajute cu ceva masa protestatară. Erau și Ministerul de Interne la PLD și alte instituții. Deocamdată PAS-ul are monopol, dacă nu se scindează, va rămâne la guvernare, chiar dacă sunt multe semne de întrebare față de calitatea actului guvernării și față de anumiți miniștri, dar așa văd eu lucrurile. Da, domnul Berbeca, știu că nu sunteți adeptul teoriei conspirației, nu credeți în lucrul așa din subterană a unor forțe tenebroase, dar sunteți de acord cu această apreciere a domnului Mihaiș? Da, și doar aș mai adăuga ceva, unica, deci nu, dar un lucru care ar putea să se producă sau să determine schimbarea puterii este dacă PAS a dat demisia, dar sau guvernarea, guvernul PAS a dat demisia. Aici ar trebui să fie un eșec. Da, un eșec, dar iarăși o problemă în privința organizării unor alegeri parlamentare anticipate, deci, fiindcă avem listele de subscripție. Deci practic, sunt de acord, de fapt, în linii generale cu domnul Mihaiș, fiindcă dacă nu s-ar întâmpla o sceziune internă și atunci dacă guvernul este dimis și nu mai este posibil ca să fie ales un nou guvern, atunci am putea vorbi despre legea anticipate și schimbarea guvernării. Iar în ceea ce dacă vorbim despre anumite proteste, nu văd cum protestele ar putea să schimbe puterea, fiindcă în caz contrar am vorbit despre lovituri de stat, dacă s-ar produce astfel de evenimente, dar asta nu înseamnă schimbarea puterii. Este o lovitură de stat care, evident, nu încape, hai să spunem, și în cadrul discuției sau când vorbim despre unele schimbări legale ale puterii Republica Moldova. Din perspectiva mea, PAS are deci, un număr important de deputați pentru a putea guverna, are președinția, deci pentru a putea guverna perioada pe care a fost ales, nu văd ce ar putea să se întâmple să fie puterea schimbată în mod legal. Aș fi de acord. Aș fac numai o remarcă aici. Poate să existe
să zic așa, doar o singură modalitate sau o singură condiție ca să schimbe puterea radicală, asta ca, cum spun unii experți, trupele ruse să rupă frontul ucrainean, să ajungă la Tiraspol. Bun, deocamdată nu analizăm această... Dar acest scenariu nu luăm în considerație, da, pentru că este unul care ține de... De alți factori, de alți factori noi. Da, eu aș fi de acord cu ceea ce spuneți, însă și scenariul sciziunii în interior mi se pare potențial un scenariu care poate fi provocat. Și aici, tocmai tema conspirației este la locul ei, este în capul mesei, pentru că aceste sciziuni interne, noi știm că de multe ori se produc nu în mod spontan din cauza nemulțumirii unui grup politic din partid, ci pentru că sunt provocate de anumite forțe politice. Pot fi forțe geopolitice, prorusești, pot fi oligarhi, care tot este o temă a vieții noastre. Aici, pe scurt, pot să comentez în felul următor. Se vehiculează, mai ales pe unele canale de Telegram, multe scenarii de genul ăsta. Că Chipru ar exista 15 deputați în PAS, care Chipurile da, sunt conduși de un anumit reprezentant de marca PAS-ului, nu-i dau numele, și care într-un moment dat ar putea să producă o sciziune, dar astea deocamdată sunt la nivel de zvonuri și nu se confirmă prin niciun fel de chestii obiective, cum ar fi cel puțin măcar o declarație a unui deputat, că nu-i mulțumit ceva din guvernare. Știți ce înseamnă la PAS? Dacă la alte partide anterior sau la PD sau la PDM mai erau niște declarații chiar publice undeva, așa mai critici ale unor deputați, acum în public nu există nicio critică asupra actului guvernării. A niciunui deputat, absolut. Se creează impresia că fracțiunea este monolit. Dacă e așa sau nu, vom vedea. Eu, doar, dacă da, sigur, cu, cu acești 15 deputați, tot cred că este o pușcă, dacă putem să-i spunem așa, aruncat, fiindcă eu nu cred că ar putea să producă această sciziune viitorul, chiar dacă, hai să spun așa, este o probabilitate mare, fiindcă în cazul unei sciziuni și dacă avem alegeri anticipate, parlamentare, nu știu dacă grupul celor 15 conduși de un anumit politician despre care se vorbește ar putea să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova ulterior. Adică este practic o, aș spune, o sinucidere politică. Nu știu ce ar putea să obțină urma acestei sciziuni. Dar ceea ce observ este că puterea actuală, guvernarea, ea manipulează acest element și ne vorbește în permanență despre existența unor dușmani. Deci exploatează imaginea dușmanului intern care s-a ascuns pe undeva. Este asta doar o, cumva, un truc propagandistic sau este un element care îngrijorează guvernarea? Eu cred că există anumite elemente de îngrijorare pentru guvernare, fiindcă cu diferite ocazii, mai mulți politicieni au spus că ne așteaptă o toamnă fierbinte. Iată, chiar fostul șef al poliției din Republica Moldova, care pleca peste hotare, iarăși a lansat niște declarații fierbinți în spațiu public, evident, am putea stabili o legătură între el și alte declarații ale altor politicieni din Republica Moldova sau alte partide. Chiar și Igor Dodon, când prin primăvară spunea că ne așteaptă o toamnă fierbinte. Adică mai mulți politicieni în opoziție au declarat și protestele care le vedem în ziua de astăzi probabil sunt într-un fel alimentate de aceste declarații. Da, eu totuși pun la probă că contrarie nu sunt în totalitate convins că teoria conspirației nu este validă. Cumva am anumite așteptări, poate temeri. Bine, aici nu e vorba de teoria conspirației. Întotdeauna trebuie să vedem care sunt forțele și care sunt instrumentele cu care le pot opera. Într-o țară mică ca Republica Moldova, a dovedit-o și Voronin, a dovedit-o și Plahotniucul Filat, când erau atunci în forță, că dacă închis bine breșele, practic nu pătrunde nimic. Adică țara e prea mică și nu prea există câmp de manevră dacă Ministerul de Interne, Sisa și Procuratura sunt concentrate bine și lucrează bine. Cu mici insule. Mică insulă în Chișinău, mică insulă la sud, poate este mică insulă la nord de instabilitate, dar ele nu pot să provoace o masă critică din punctul meu de vedere care să dărâme guvernare. Da. Bun, să rămânem cu acest diagnostic pe care l-ați dat, totuși este un diagnostic provizoriu. Provizoriu, desigur. S-ar putea să vedem și alte prefaceri. Acum să vorbim un pic despre noile proiecte politice. Ele nu sunt majore, nu sunt grandioase, cum au fost anticipate și totuși nu putem trece pe lângă ele. Recent, domnul Ceban, acea insuliță despre care ați vorbit, de rebelă, a confirmat crearea partidului, Mișcarea Alternativă Națională. A văzut că pe centru mai sunt anumite mișcări. Domnul Deacov vrea
printr-o anumită disidență de pe des să unifice zona de centru. Am văzut domnul Mihaiș că ați asistat și la o masă rotundă dedicată integrării românești, unde au fost convocați cumva anumiți lideri politici, comentatori care au anumite simpatii probabil față de această idee. Cum ați comenta apariția acestor proiecte politice? Sunt ele de natură să schimbe ceva sau sunt inofensive? Campul politic e într-o continuă mișcare, mai ales că suntem la circa un an de alegeri locale, care vor fi sigur că o primă încercare de a schimba raportul de forțe. Toate, ca să zic așa, forțele politice sunt în mișcare. Pe de o parte, centriștii cu domnul Deacov încearcă o regrupare, nu știu dacă o să reușească ceva, sunt sceptic. Voi dați șansa, anumite șanse. Sunt sceptic în sensul ăsta, pentru că din punctul meu de vedere, centrismul în stilul domnului Deacov, din punctul meu de vedere, deja s-a răsuflat și nu mai are o aderență, nu mai are soluția la legile parlamentare. Stilul ăsta nu mai merge. Centriștii trebuie să-și găsească alte mesaje, probabil să meargă pe ideile centrismului european, cu Macron, cu Renew în frunte, sunt mai multe de discutat și tema mai vastă. Deși proiectul domnului Deacov este cumva, cel puțin masa rotundă, a fost finanțată de o fundație suedeză. El are o tradiție cu suedezii, dar eu nu știu, mă abțin să cred că în jurul domnului Deacov, sau chiar în jurul PD-ului, se poate reconstrui centrul. Mai degrabă, alte forțe pot reconstrui centrul moldovenesc. Acum nu știu care, dar nu m-aș aventura să spun cine ar putea să reinventeze centrul moldovenesc. Cu siguranță că centrul există în orice țară a lumii. Centrul se raportează de obicei la dreapta și la stânga și în dependență de anumite ideologii locale, trebuie să avem și noi un centru. Da, el apropo a cam dispărut. La legile parlamentare, el a migrat spre PAS. Da. Ei au reușit în PAS să facă o minune. Au atras și centrul politic și uniuniștii. Adică au acolo trei segmente mari electorale, centriștii, pro-europenii și uniuniștii. Sigur că ei nu se vor menține toți uniți mult timp acolo. A fost o chestie de moment, așa să zic. Dacă trecem spre... Eu am participat înainte de expert pe politică internă la această masă rotundă integrarea românească. S-a creat un grup de integrare românească. Acolo și PAS-ul participă, și PNL-ul, și PLDM-ul și încă câteva partide. Deocamdată e de vreme să spunem unde o să ajungă acest grup. Dar iarăși eu aș atribui chestia asta la o încercare de tatonare a terenului, de a vedea care sunt perspectivele evoluției vieții politice. PAS-ul ține ochiul atent pe segmentul ăsta unionist, pentru că iau voturi multe de acolo și înțeleg că n-ar vrea să-l piardă acest segment. Și prin asta îmi explic prezența lor acolo. I-au venit ca observatori să vadă ce se întâmplă acolo. Totuși, cel mai interesant este, cred că, proiectul domnului Ceban. Sigur că domnul Ceban era de așteptat că în 8 luni urmă și-a anunțat proiectul MAN. Și apoi a luat o pauză, acum a revenit. Din punctul meu de vedere, ăsta e un proiect care o să ia de la centriști și de la PSRM o parte din voturi. Eu creditez din start cu circa 10% intenție de vot, pentru că este totuși primarul general al municipiului Chișinău. Mi-aduc aminte Urechean sau atunci când a fost primar de Chișinău sau chiar Toacă, la fel, când au dus două partide din Parlament. Urechean o să mai iau în Parlament, chiar Toacă a dus Partidul Liberal în Parlament. Bazându-mă pe această experiență deci anterioară... Deci primarul e o locomotivă. Primarul Chișinău este locomotiv. Da. Da, domnul Berbăr, că sunteți de acord cu aceste evaluări? Haideți să luăm pe rând, dar referind la centrismul politic, eu de asemenea sunt sceptic, va prinde foc. Da, domnul Deacov se va supăra. Nu știu că domnul Deacov, asta este una dintre predilecțiile domnului Deacov, de a uni forțele centriste, de a crea o forță politică care să se opună guvernării. Este firesc în cazul în care Republica Moldova nu este un sistem bipartidist să apară diferite mișcări care să încerce să creeze niște forțe alternative, folosesc alt, un cuvânt din numirea unui partid, dar cred că unica șansă, cum a mai fost tot cu Partidul Democrat, de a cumva prinde putere în cazul dat, este să găsească un lider care ar putea să se impună, așa cum a fost în 2009 cu Marian Lupu. Dacă ne ducem minte, în aprilie, cred că n-a trecut PD-ul de 3%, nu, a luat mai puțin. Și atunci, deja la cele alegerile din parlamentare din iulie, au luat vreo 12%. Peste 12%. Atunci asta a fost salvare. Deci în cazul ăla văd unica soluție. Da, cu liderul stau mai prost centriștii. Da, după mine. Iar în ceea ce ține de partidul lansat sau mișcarea lansată de către domnul Ceban,
Eu sunt puțin mai sceptic, înțeleg că da, este un proiect ambițios al actualului primar, dar asta nu înseamnă că odată ce ești deputat se proiectează imaginea ta și asupra întregii, întregului stat, fiindcă una este să fie ales deputat în Republica, să fie ales primar a orașului Chișinău, dar alegerile parlamentare cred că totuși sunt diferite de cele, sunt diferite de cele locale. Bun, asta evident urmează să vedem cum va reuși domnul Ceban să se impună, fiindcă un partid asta creat, dezvoltat, asta înseamnă că trebuie să ai suficiente celule locale pentru a putea obține voturi importante pentru, în Parlament. Și nu doar asta, nu doar da, asta. Dar sunt de acord cu da, ce a spus domnul Mihaieș, că este într-adevăr o trambulină importantă pentru a te lansa în politică, fiind primar al orașului Chișinău. Deci, da. Doar una vreau să adaug, pentru, eu înțeleg de ce, ce ban a mers acum să-și facă partidul, pentru că sunt apropii alegerile locale. La sigur că el mai poate conta pe Partidul Socialist ca să câștige al doilea mandat de primar, pentru că Partidul Socialist este în declin, trebuie să o spunem destul de clar lucrul ăsta. Și care partid? Socialiștilor. Ei bun, sondajele nu arată, de poate simțiți altfel din punctul de vedere a dinamicii interne. Sondaje, dar sunt mai multe probleme legate de partid. Care e invers. Bine, chiar și rezultatul electoral de la parlamentare, haideți să fim corecți. Ok, e, vă aparține punctul de vedere. Da, da, eu mă asum, da. Da. Și atunci eu înțeleg că Tomice Ban vrea să migreze puțin mai spre centru. Și probabil că dânsul înțelege că într-un oraș ca Chișinău, unde totuși centriștii și cei de dreapta sunt o cifră importantă, e riscant să merge a doua oară ca lider de stânga, cum a pornit el de prima dată. Și el vrea acum să-și construiască o nouă platformă mai pro-europeană, mai centristă. Dar poate fi stânga pro-europeană, în opinia mea? Stânga pro-europeană trebuie să existe în Moldova, nu există, cu regret. Există o stângă care și-a asumat vectorul pro-rusesc. Noi am avut centriști pro-europeni, pe deu, în formatul Lupu Plahotniuc. Și pe deu actual, dar centrismul ăsta a căzut din mai multe considerente. Acum sperăm că o să apară și o stângă pro-europeană, dar din câte înțeleg Ion Ceban nu și-a propus să facă o stângă, dar mai degrabă un partid așa mai popular european. Am înțeles. După pauza de publicitate vom discuta despre chestiuni de politică externă. Au avut loc astăzi și evenimente triste pe care le vom pune în discuție, iar acum mergem la o pauză de publicitate. Am revenit în studio, discutăm teme de politică internă și externă împreună cu comentatorii politici Roman Mihaieș și Vecislav Berbeca. În prima parte am vorbit despre viața internă, acum propun să discutăm și despre marile teme ale politicii externe, politicii internaționale, nu înainte însă de a cumva face referire la faptul că astăzi a decedat ultimul președinte, primul și ultimul președinte a Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov. Sigur că este un eveniment trist, dar care este comentat diferit de către observatori. În fond, putem spune că cei patru mari actori care cumva au semnat, au parafat dispariția Uniunii Sovietice, e vorba de cei trei președinți ai Republicilor Unionale care au semnat acordurile de la Belovezhskaya Pusha și Mihail Gorbaciov, cel care pe 25 de decembrie 91 a declarat dizolvarea Uniunii Sovietice, deja au murit. Și cumva putem să facem, mă întreb eu, putem să dăm, să facem anumite evaluări cu privire la semnificația dispariției Uniunii Sovietice. Totuși, în țara noastră și în multe alte state nu există păreri univoce în acest sens. Domnul Mihaieș. Bine, eu îl apreciez pe domnul Gorbaciov, Dumnezeu să ierte, ca pe un om al păcii. El a pornit această perestroică, eu mă aduc aminte, noi eram fascinați atunci de această perestroică, nu înțelegeam prea bine unde o să ajungă toate lucrurile. Ele au evoluat foarte brusc și foarte radical spre dezmembrarea URSS-ului, cu toate că s-a început de la reforma sistemului așa ușor cosmetizat. S-a dovedit Gorbaciov, probabil că a avut intenția de a reface URSS-ul pe o anumită, zic așa, platformă mai liberală. A vrut, el probabil că vrea să fie un fel de al doilea Hrușeu, numai departe de zona asta. Dar evenimentele nu au putut, el singur a spus, l-am citit câteva memorii de lui,
El recunoaște, el nu a putut să controleze aceste lucruri. Ele au fost prea navalnice. Republicii Unionale s-a trezit naționalismul, cum spun el, patriotismul local, partidele comuniste locale au început să se subordoneze centrului. Și, per total, aici a fost dilema. El a fost pus în fața faptului să aleagă ca să păstreze Uniunea Sovietică cu vărsare de sânge sau să accepte destrămarea Uniunii Sovietice. Asta, el spune că asta a fost dilema lui și el a ales să dea libertate poporului. El putea să nu demisioneze pe 25 decembrie 1991, să pornească niște, eu știu, niște evenimente sângeroase. El a ales să dea, prin demisia lui la 25 decembrie 1991, s-a deschis calea spre destrămarea URSS-ului, adică legalizarea acestei destrămări și... Dumneavoastră, ca politolog, cum vedeți asta? A fost un pas pozitiv? A fost un pas pozitiv pentru că putea să urmeze un CSI mai modernizat. El și s-a întâmplat acest CSI, numai că nu s-a reușit acele obiective. Uh-huh. Unele țări s-au desprins totalmente, cum au fost țările Baltice. Fiecare țară și-a obținut libertatea, suveranitatea și fiecare a mers pe care s-a. Acum putem să regretăm de anumite evenimente din 91, din 92, putând din trecut, dar trebuie să ținem cont de faptul că Republica Moldova a avut o experiență statală, a avut o clasă politică nepregătită pentru acele evenimente, pentru rolul care trebuia să-l joace elita politică atunci. Dar trebuie să, dacă vorbim de Gorbaciov, eu i-aș spune personal un mare mulțumesc pentru faptul că a acceptat distrugerea, dezmembrarea pașnică a URSS-ului. Am înțeles. Domnul Verbeca, este cunoscută, bine cunoscută, declarația domnului Putin, care atunci când s-a referit la evenimentele din 91, a spus că destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică din secolul 20. Împărtășiți această viziune? Evident că nu. Eu sunt foarte bucuros că Uniunea Sovietică nu mai există. De fapt, Putin, declarația lui Putin și Putin și bun, mulți care sunt adepți acestei teorii sau mișcări pe care o promovează Putin, sunt unii dintre cei mai mari detractori ai lui Mihail Gorbaciov pentru faptul că urma acțiunilor pe care le-a întreprins el, Uniunea Sovietică s-a destrămat. Dar oricare afectune față de Mihail Gorbaciov, evident înțelegem că datorită măsurilor întreprinse de către el, noi am obținut libertatea. Mi-aduc aminte și eu acum, pe atunci, diferite proiecte lansate de către dânsul, proiectorul restructurării, Glasnost și așa mai departe. Deci era ceva, chiar dacă era mic, era ceva neobișnuit, pe care, evident, le-am înțeles mult mai târziu, deja fiind mai mari. Dar, dacă mai spun, evident, înțelegem că Mihail Gorbaciov nu a dorit distrugerea Uniunii Sovietice, el a dorit... Deci a făcut binele fără să vrea. Da, el probabil a vrut să reformeze, poate s-a uitat și la experiența Chinei, al lui Deng Xiaoping, care a pornit un proces important de reforme economice, dar pentru ce este criticat de detractori sau de cei care critică pe Mihail Gorbaciov este faptul că a pornit fără a avea o strategie clară, deci a pornit mai multe mișcări fără ca să înțeleagă bine care ar putea fi finalul acestora și s-a întâmplat înseamnă că a dus la destrămarea Uniunii Sovietice. Vorbim despre un anumit eșec al acestui lider politic care de altfel se reflectă și în memoriile la care s-a referit domnul Mihaiș. De bani buni această afirmație a domnului Putin, ea pentru mine este convingătoare, pentru că eu nu sunt în totalitate convins că procesul de destrămare a Uniunii Sovietice s-a încheiat datorită acestor greșeli politice. Dizolvarea Uniunii Sovietice am impresia că continuă și războiul de astăzi pe care îl poartă Ucraina și Rusia mi se pare o dovadă în acest sens că noi de această catastrofă geopolitică care s-a început în secolul 20 și care încă nu s-a încheiat în secolul 21, încă n-am scăpat. Uitați, noi dacă ne referim la declarația lui Putin, am putea spune cu același succes că și destrămarea Imperiului Rus tot a fost o catastrofă geopolitică în 1908. Orice destrămare a unui imperiu este catastrofă. Adică am putea să ne referim la această idee, am putea să o folosim la oricare imperiu. După primul război mondial au dispărut că 4 imperii. Cel turc, austro-ungar, german și rus. Putem să spunem în caz dat că toate au fost o catastrofă. Dar eu sunt de acord cu dumneavoastră în sensul că lucrurile încă nu s-au așezat atunci când vorbim după destrămarea Uniunii Sovietice. Păi, și anume această contraofensivă a Federației Ruse pentru restabilirea
grandorii fostei Rusii, dar foarte mult se face referință anume la grandoarea Imperiului, fostului Imperiu Rus, anume de a restabili măcar o parte din cele pierdute după 1991, este, într-un fel, unele, hai să spunem, niște reminiscențe ale... Reminiscențe da, dureroase. De asta, dureroase. Rolul, cred că, a domnului Gorbaciov încă nu a fost perfect statuat, încă nu știm, încă poate e prea devreme. Uitați-vă, aici, dacă să vorbim așa franc, fiecare națiune are interesul național, da? Fiecare republică. De exemplu, Republica Moldova privește diferite evenimentele din strămarea URSS, elita românească, românească a Republicii Moldova, față de cum privește domnul Putin, de exemplu. Pentru noi și pentru ucraineni, destrămarea URSS a fost o eliberare națională. Pentru Rusia, cum spune domnul Putin, a fost o catastrofă. O catastrofă, da? Pentru că totuși trebuie să ne aducem aminte de Vladimir Ilich Lenin, care spunea că una dintre problemele Rusiei este că trebuie să ne luptăm cu șovinismul și imperialismul rusesc, da? Cel puțin așa bolșevicii spuneau. Domnul Putin se pune în antiteză cu Lenin și dă exemplu teritoriile care au fost arondate Ucrainei. Aici, sigur că dacă spornim pe teoria asta de revendicări, atunci în toată Europa ar apărea probleme. Dar eu totuși sunt de părere că dreptul internațional trebuie respectat. Rusia a acceptat destrămarea URSS atunci, în 91. Mi-aduc aminte Yeltsin, cum era fericit chiar într-un fel. Și voastră, stați-o realitate că doriți, Rusia își cere iertare de la Republicile Baltice pentru atrocități. Deci a fost un gest frumos din partea lui Yeltsin atunci. Acum, sigur că trăim în aceste evenimente dramatice între Rusia și Ucraina și sigur că eu îmi doresc cât mai repede să instaleze pace acolo. Dacă revenim la rolul Gorbaciov, el a fost unul imens, adică rolul lui este unul, ca să zic așa, deliberator al popoarelor URSS. Sigur că asta nu poate... Dar că este mai mult apreciat peste hotare în Occident, am impresia. În Rusia este blamat de naționaliști. Am văzut azi foarte multe texte, să zic așa, de... Deloc de comemorare. Da, 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 dar asta e. Cred că în multe republici din fosta Uniunii Sovietică totuși este apreciat. Cred că georgieni, statele baltice, cred că și majoritatea populației Republicii Moldova sau cetățenii Republicii Moldova tot sunt... Da, eu cred că cumva o apreciere finală a istoricilor va veni un pic mai târziu cu privire la aceste evenimente. O altă cumva consecință a acestei implozii despre care vorbim, sigur, este lansarea procesului de integrare europeană, de altfel evoluțiile Uniunii Europene, că și acest proces a depins foarte mult de anul 91. Recent, cancelarul german Olaf Scholz a vorbit despre reforma Uniunii Europene, a pomenit despre o Europa militară cu linii, să zic așa, de apărare antiaeriană, artilerie, deci s-a referit la necesitatea întăririi militare a Uniunii Europene, a vorbit despre includerea Moldovei, Ucrainei, Georgiei, bun, în primul rând țărilor Balcanilor de Vest, inclusiv Serbia, în Uniunea Europeană, ceea ce ne vizează în mod direct, și, desigur, a vorbit despre o reformă instituțională a Uniunii Europene, abandonarea dreptului de veto, regula unanimității și, cumva, un proces decizional bazat pe regula majorității, care, cumva, probabil exclude disidenții, disidența în interiorul Uniunii Europene. Domnul Berbeca, știu că v-ați ocupat de acest subiect al reformei Uniunii Europene la catedră. Cum vedeți această propunere a lui Olaf Scholz? Este ea revoluționară și este ea benefică pentru noi? Pentru noi, evident că este benefică, însă și declarația domnului Scholz de a extinde Uniunea Europeană, care ar include Balcanii de Vest, inclusiv Republica Moldova, Ucraina, Georgia, este încurajator. Încă asta ar însemna că statutul pe care l-am obținut noi acum luna iunie nu este un subiect doar de discuție, deci asta înseamnă că există ar trebuie să fie o continuitate. Asta e un lucru important la care vreau să mă refer. Într-al doilea rând, dacă ne referim la ceea ce a spus el despre reformarea Uniunii Europene, este unul dintre cele mai discutate subiecte la nivel de Uniunea Europeană, în special dacă ne referim de la Maastricht încoace. Deci, de fapt, primul multe, evident, au fost tratate importante, dar cel de la Maastricht din 92-93 intrat în vigoare, el și-a fost unul dintre cei care a promovat multe reforme la nivel de UE. Dar odată
cu faptul sau odată cu extinderea Uniunii Europene, totdeauna s-a discutat și discută foarte mult despre reformarea instituțională. Deci este... Moldova vrea să intre într-o Uniune Europeană pe care noi nu știm cum va arăta, da, că ea este nereformată. Noi, nu, uitați, noi că vorbim despre reformă, ne referim în primul rând la procesul de luare deciziilor la nivel instituțional. Este foarte important. Când vorbim despre regula unanimității, trebuie să înțelegem că, de fapt, această regulă nu se folosește la toate politicile. Sunt doar vreo câteva domenii unde se folosește regula unanimității. Securitatea, apărare. Securitatea, politica externă, apărare, da. Și vorba de domeniul impozit fiscal. Buget. Da. Deci astea sunt câteva domenii. Rest, în mare parte, nu este folosită această regulă, dar probabil pentru a porni... Dar dacă ne referim la procesul de... extinderea, aderarea unui nou stat, există această regulă unanimității. Dacă un stat se opune, atunci problema este mare. Deci, odată ce va fi schimbată această procedură de luare deciziilor, va fi mult mai ușor pentru state al de Republica Moldova să adere la UE, fiindcă dizidența despre care vorbiți dumneavoastră va fi într-un fel potulită, da, la nivel european. Totuși, deocamdată nu spune problema de a înfăptui această reformă. Amintesc că Olaf Scholz a vorbit despre o intenție la, da, o conferință cu studenții, la o întâlnire în cadrul unei universități. Domnul Heș, cum vede? Totuși, este o intenție exprimată de o persoană influentă. Dar eu vreau să cred, totuși, că această intenție va fi materializată, pentru că ea vine cumva în completarea a ceea ce anterior, câțiva ani în urmă, a anunțat președintele Franței, Macron. Și anume, în 2017, Europa, da, cu mai multe viteze. Și nemții, când era cancelar, alt cancelar german, erau reticenți la această idee. Da. Și eu interpretez că domnul Scholz raliază la această idee și el face o mențiune importantă. Noi avem nevoie să renunțăm la mecanismul de veto, pentru ca țările mici care vor intra în Uniunea Europeană să nu blocheze anumite decizii strategice. Deci eu interpretez chestia asta ca identificarea unei soluții, pentru că erau temeri, vin țări din Balcanii de Vest, cu niște regimuri îndoielnici politici, uneori China sau Rusia are anumită influență acolo. Vine o Moldovă cam cu un trecut, știi, din ce știu eu ce am mai fost pe România și pe la Bruxelles, cam controversată traiectoria Moldovei și chiar și a Ucrainei. Și atunci ei, ca să nu aibă surprize, ei au găsit această soluție. Dar nu înseamnă asta diminuarea suveranității unor state care și vor trebui să realieze. Eu risc să afirm că dacă se întâmplă ca opinia domnului Scholz, consolidată împreună cu cea a președintelui francez Macron, a fi materializată, timp de maximum 10 ani noi vom fi membri UE. Deci eu sunt mai optimist în sensul ăsta. Da, dar vreau să vă spun că nu sunt foarte optimist. Pentru că se vor crea două nuclee în UE. Nucleul dur, țările cu euro și cu Schengenul, în care am zis că și România va fi... Și restul țărilor care sunt pe orbita numărul 2. Liga 1, Liga 2, să zicem. Domnul Mihaiș, dar am urmărit și reacțiile altor state din Uniunea Europeană și am văzut că, de exemplu, Cehia, țara în care l-a primit pe Olaf Scholz, sau Polonia, nu sunt foarte încântate de această idee de a renunța la regula unanimității, pentru că ele sunt foarte atente în a nu pierde aceste atribute ale suveranității. Nu vorbesc de Republica Moldova, că noi încă nu participăm la aceste discuții. Dar se pare că Estul, care a devenit din ce în ce mai important... Va fi greu, pentru că și România se opune foarte tare, decât știu eu. Dar nu e posibil, pentru că eu am așa o impresie că totuși grei reușesc întotdeauna. Deci spuneți că mai bine să ne aliem cu Germania și Franța împotriva României și Polonia. Eu spun că Germania și Franța vor găsi soluții și motivații pentru țările mici și mijlocii din Uniunea Europeană să accepte reforma UE, pentru că ați văzut, o țară ca Ungaria blochează orice decizii strategice în situații de război. Și atunci, dacă nu depășești acest veto, Uniunea Europeană rămâne un mecanism mort. Nu, sunt cu mâinile legate, de fapt. Nu mort, dar cu mâinile legate. Bun, Ungaria, da, dar nu întotdeauna blochează. Am văzut că în cazul NATO, într-un alt caz, Ungaria nu s-a opus, nu întotdeauna blochează, are o poziție aparte. Bun, știm că e influențat. A fost cazul că și alte țări au blocat de decizii strategice. Da. Da. Haideți, dar aș vrea să vă întreb dacă mai credeți că Germania astăzi cu cancelarul
Olaf Scholz deține rolul de lider în cadrul Uniunii Europene. Cât de importante au fost aceste declarații? Pentru că unii spun că inițiativa a trecut de partea Franței, alții spun că, din contră, Polonia devine din ce în ce mai influentă și cumva umbrește puterea atât a Germaniei cât și Franței. Aceste declarații ale lui Olaf Scholz sunt relevante? Noi trebuie să le luăm în calcul sau totuși ele discuții? Părerea mea, ele sunt relevante, fiindcă sunt spuse de către cancelarul celei mai mari economii din Uniunea Europeană și orice probleme ar avea dânsul, fiindcă știm că deocamdată sunt anumite, bun, probleme evident legate de criza energetică, de consecințele războiului, deci se există o critică mare în cadrul Germaniei față de dumneavoastră, dar eu cred că până se, fiindcă nu de mult a fost ales, de fapt, cât are acum un an de grabare, un an de când este în funcție de cancelar, și probabil a avut nevoie de să se, tare nevoie să se acomodeze și cred că ar putea pe viitor să dezvolte un tandem important cu deci unii spun că e un cancelar de sacrificiu, va fi sacrificat da. În favoarea altuia, da? Bun. Asta, da, vom vedea, dar trebuie să înțelegem că la nivel de UE s-a extins foarte mult. Era inițial cu 6 state, acum sunt peste 20, 28 de state. Evident că sunt, este 28 de state. Dacă există foarte multe divergențe, fiindcă state din Europa de Est au anumite poziții, cele din Europa de Vest au alte poziții față, deci, de exemplu, francezii, spaniolii mai mult sunt interesați de probleme de zona Maghreb decât ce se întâmplă în Estul Europei, ăștia din Estul Europei, evident, au alte puncte de vedere. Chiar dacă se va ajunge la un numitor comun, evident că asta va fi roada unei sau rodul unui compromis. Dar până atunci, deci astea sunt niște intenții care au fost lansate de către Macron, acum vedem că a fost idee preluată de către Scholz. Da, bun, da. Pentru noi era important să punem în discuție această temă, da. Pentru că ea reflectă un anumit interes și o anumită evoluție a Uniunii Europene. Eu aici, da. Dacă aș concluza tema asta, eu zic că sunt optimist. Recent, în modul cum mi s-a acordat 908 de țări candidat, s-a forțat mâna la câteva țări acolo ca să întâmple lucrul ăsta într-un timp destul de rapid. Chiar recordul ăsta. Da, dar în anumite împrejurări. Într-un anumit împrejurări. Dar uitați-vă că noi nu am fost pregătiți. Am venit Macron și a zis în Chișinău. Voi nu sunteți pregătiți. Noi vă dăm în avans acest statut. Asta mă face să cred că s-a luat deja o decizie undeva la nucleul mare UE, la care raliază și unele țări care au anumite rezerve, pentru că totuși Balcanii de Vest și Republica Moldovană să fie, totuși să devină membri UE într-un timp rezonabil de așteptare. Eu totuși am anumite dubii în acest sens, văd că încă nu observ funcționarea eficientă a tandemului franco-german. Macron avea alte planuri cu privire la crearea unei comunități politice europene în care să includă inclusiv Republica Moldova, care nu este membru a Uniunii Europene. Se caută soluție. Da, ei sunt în căutare. Da, Macron ales că problemele are interne, el a pierdut popularitatea, a fost o vizită în... Dar e și vorba despre legislativ, adică control legislativul. Da. Altă soluție da. Și eu sunt optimist. Eu cred că se va găsi o soluție pentru că prețul intrării în Uniunea Europeană să nu mai fie atât de mare ca în trecut. Adică cu sacrificii, cu zeci de ani de așteptări. Tocmai, haideți să spunem și fraza asta, tocmai datorită războiului în Ucraina, cred că se accelerează niște lucruri. Se accelerează, dar... Bun, depinde foarte mult și de cum... Da. Bun. Haideți să vedem și ce se întâmplă în partea cealaltă a hotarelor geopolitice. Recent a avut loc o discuție între ieri Gazprom și guvernanții noștri, vorba de Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Evident, ei au de discutat o singură temă majoră, livrările gazelor naturale. E o temă de interes major pentru toată lumea, într-un fel și soarta guvernării, nu știu dacă sunteți de acord, dar depinde de acest lucru, de aceste livrări de gaze, de felul cum va supraviețui la iarnă. Ce impresie v-a lăsat această discuție? Pentru că am înțeles că rușii au insistat din nou pe acest audit, care să se încheie în octombrie, ai noștri spun că acest lucru nu este posibil, maxim până în martie noi putem, până în aprilie. Azi era domnul Miller, a fost discuția, nu? Da. Și am știut eu în presă și da. Asta mă face să cred că Gazprom are o ofertă față de Guvernul Republicii Moldova. Pentru că Guvernul Republicii Moldova a luat decizia de a face niște
rezerve de gaze în România și cred că asta a jucat un rol aici în deblocarea discuției. Eu cred că și pentru au plătit, Moldova Gaz a luat bani pentru asta și le-a dat Gazpromului. Da, acolo e vorba despre despre faptul ăsta, dar eu zic de altceva, despre rezerve de gaze de România. Pentru că dacă continuă guvernul Moldovei pe același direcție cu Energocomul să caute gaze inclusiv de România, din Azerbaijan, din altă sursă, să depoziteze în România, sigur că scad pozițiile Gazpromului în raport cu guvernul de la Chișinău de negociere. Deci s-a părut concesiv așa, în tonul... Eu cred că Gazpromul are nevoie de ajustarea pozițiilor dure care le-a avut anterior față de guvernul Moldovei, pentru că altfel pierde un contract, dacă nu total, cel puțin parțial. Haideți să recunoaștem că plata în avans este unica țară care plătim în avans. Nu mai există... Deci, în ghilimele, victoria care a dus-o domnul Spun anul trecut, el a venit cu plata în avans, care de fiecare dată se transformă într-o mare afacere națională, căutăm banii. Bun, trebuie să recunoaștem că ei n-au știut la acel moment că asta va fi problema cea mare. Dar e o problemă. Evident. Și acum sunt, în fiecare lună căutăm banii, o să-i plătim. Și mai ales la prețul respective. Deci este și problema prețului, este și problema evaluării datoriei, este și problema livrării pentru regiunea transnistriană. Sunt mai multe care trebuie discutate, să vedem în ce cheie vor fi abordate. Dar mi se pare, domnul Berbeca, că poziția Gazpromului, poziția Rusiei, pentru că când vorbim de gaze naturale, e o poziție cumva totuși, trebuie să recunoaștem concertată, noi recunoaștem, rușii mai puțin recunosc acest lucru, totuși este destul de îngăduitoare față de Republica Moldova, vorbesc pornind de la faptul că ne-au permis această plată mai târzie a datoriilor. Credeți, sunteți optimist în acest sens? Da, eu spune altfel, putem spune este că este îngăduitoare, fiindcă n-am plătit la timp sumele pe care trebuia noi să le efectuăm față de Gazprom, dar în același timp, cred că Gazprom mai mult se îngrijorează de situația celor din Transnistria. Încă o dată ce este oprit gazul pentru anul drept, automat nici Malostin nu primește gaze și este o problemă evident pentru Federația Rusă. Fiindcă noi înțelegem foarte bine Federația Rusă, Gazprom folosește ca un instrument politic. Nu este nimic... nu este un secret aici, faptul că vor pierde o piață foarte mică Republica Moldova nu este o problemă foarte mare. Ei au micșorat de foarte multe ori, cât cu o treime, îmi pare că livrările de gaze pentru Europa de Est, mai fie pentru Germania, în primul rând, de acolo vine marea parte a resurselor financiare pe care ei le obțin oferind, livrând gaze naturale. Adică Republica Moldova este o piață mică pentru ei și nu cred că își fac foarte mari griji cum să o piardă sau nu. Mai mult interesează cum va fi gestionată problema, inclusiv a regiunii transnistrene. Da, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Sigur, trăim cu toții cu speranța că problemele politice vor fi rezolvate de așa manieră încât să putem trece de această perioadă fierbinte, de toamna fierbinte și de o iarnă rece cu brio. Ne bazăm pe faptul că politicienii din Republica Moldova vor fi suficient de înțelepți pentru ca să rezolve aceste probleme. Se pare că acest lucru este posibil. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă alături de cei dragi. La revedere!